Sunt foarte bucuros că am ocazia să revin aici să vă întâlnesc. Este un privilegiu pentru mine aici, în Banatul de Munte, unde am fost de mai multe ori, nu în această calitate, în altă calitate politică pe care am avut-o înainte, și de fiecare dată pot să vă mărturisesc că mi-a plăcut și m-am simțit ca acasă. Astăzi ne întâlnim sub sigla Alianței Creștin-Liberale. Dar, în realitate, toți cei din sală, din PNL, din PDL, suntem într-un singur partid. În marele partid de dreapta care s-a creat la congresul din 26 iulie anul curent. Și pot să vă spun că vin în fața dumneavoastră cu o veste foarte bună. Anul 2014 este anul marilor schimbări în politica românească. Înființarea noului, marelui partid de dreapta este doar începutul. Este începutul și la început vrem să câștigăm alegerile prezidențiale din noiembrie. Marele partid de dreapta, noi împreună l-am creat, este un mare proiect politic. Este un proiect politic care a fost dorit și a fost discutat în ultimii 25 de ani. Dar abia acum, în 2014, noi împreună am reușit să facem acest mare partid și vrem să câștigăm prezidențialele. Dar ar fi fost puțin lucru să facem un partid, un mare partid în România, doar pentru a câștiga odată alegerile. Nu. Noi am făcut acest partid pentru a câștiga și prezidențialele din noiembrie, pentru a câștiga și alegerile parlamentare din 2016 și alegerile prezidențiale din 2020. Noi vrem să guvernăm România. Noi, marele partid de dreapta, vrem să guvernăm România pentru un ciclu de 10 ani. Aceasta este viziunea noastră. Eu sunt primarul municipiului Sibiu. Am onoarea să fiu primarul municipiului Sibiu de aproape 15 ani. Atunci, la început, în anul 2000, când am devenit primar, Sibiul era pe cale de a deveni un fel de mare sat de provincie prăfuit. Nu mi-a plăcut. Nu ne-a plăcut nouă sibienilor și am vrut să schimb lucrurile în Sibiu. Am avut atunci, lumea uită, dar vă spun, am avut atunci în Sibiu un șomaj de peste 12%. Orașul a fost la pământ. Am mers personal în Germania, în Austria. Am vorbit cu oameni de afaceri. Am vorbit cu investitori. Le-am explicat de ce este bine să vină în Sibiu. De ce trebuie să creadă în Sibiu. Ce vom face în Sibiu. Și m-au crezut. Și au venit. Au venit la început mai puțin, urmă mai mulți. Mai mulți. În câțiva ani de zile am creat în Sibiu 10.000 de locuri de muncă. Și acum 10 ani șomajul a dispărut din Sibiu și nu s-a mai întors. A fost o reușită economică a Sibiului. În 2004 România încă se afla în faza de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Noi ne-am gândit la un mare proiect european și ne-am depus dosarul pentru a deveni capitală culturală europeană împreună cu Luxemburgul. Și în anul 2005 am fost acceptați înainte ca România să fie membra a Uniunii Europene. Iar în 2007 am fost capitală culturală europeană și a fost un mare succes.
Nu vă spun aceste lucruri ca să mă laud. Eu vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți că în România se poate face o administrație bună pentru un oraș. Se poate face o administrație pentru oameni. Se pot crea locuri de muncă. Se pot crea mari proiecte europene. Și vă spun, așa cum s-a putut în Sibiu, cum s-a putut în Arad, în Timișoara, în fiecare localitate pe care o conduceți, vă spun, în fiecare comună din România se poate, în fiecare oraș din România se poate și eu voi demonstra că se poate în toată România.